întrebare este, practic, pentru noi, dacă ne considerăm, mi se pare un cuvânt prea dur, suntem noi nelegiuiți? Un băiat sau o fată din familie de credincioși, ca el nu s-a dus niciodată la fete, el nu s-a dus în discotecă, el nu a făcut nu știu ce, el n-a curvit, el nu. Poate el să fie numit un nelegiuit? Da, poate, Domnule. Faptul că păcatele lui sunt ascunse, faptul că el e ca fiul cel mare din pilda celor doi fii risipitori, da? Faptul că e fiul cel mare, moral acasă, dar tânjește totdeauna după ceea ce face fiul cel mic, ca să iese cu totul altceva. Și el e nelegiuit în inima lui, da? Chiar dacă nu poate să n-are curajul să exteriorizeze toată depravarea și nelegiuirea din inima lui. El are aceeași nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și jertfa Domnului Iisus funcționează, este eficientă